În timp ce la noi ianuarie este o lună friguroasă în care puteți opta doar pentru vacanțe la munte, reprezentanții agențiilor de turism vin cu pachete accesibile pentru destinații exotice. Așa că cei care iubesc căldura, plaja și soarele au la dispoziție mai multe variante pentru un sejur excepțional. Vestea bună este că zborurile către aceste destinații sunt charter. Avem două noutăți pentru acest sezon de iarnă. Există chartere directe spre mai multe destinații exotice. Avem charter direct din București către Zanzibar, Maldive și Kenya. Cei care își doresc să viziteze aceste destinații exotice sunt sfătuiți să își aleagă un sejur în luna ianuarie, mai degrabă decât de Revelion, pentru că știm cu toții de Revelion, prețurile se dublează. Pachetele pentru prima lună a anului 2024 sunt mult mai mici comparativ cu cele din decembrie. La începutul lunii ianuarie pot să meargă în Zanzibar, de exemplu, cu 1000 de euro de persoană. Acest tarif include 7 nopți de cazare la un hotel de 3 stele cu mic dejun și avion cursă directă din București către Zanzibar. De asemenea, Bali este o altă opțiune cu prețuri acceptabile la început de an. Renumită pentru peisajele sale, Bali este și una dintre cele mai aglomerate destinații din lume, mereu plină cu turiști din toate colțurile planetei.